faci, Albert? Vrei să te scalzi iarnă în piscină? Da, dar pe voi nu vă invit. Data trecută ce mi-ați făcut voi mie, ho-ho-ho! Tu încă deloc nu sunt vinovat! Tu data trecută ne-ai părât, părătorule! Nimeni din Mahala nu vrea să joace cu voi, deoarece voi sunteți needucate! Eu sunt needucată? Urât din partea ta cum vorbești tu cu o fată! Scuze-mă dacă te-am supărat, dar eu n-am vrut să te supăr, doar am vrut să spun ca să te corectez! Corectează-te tu pe tine, nu m-a corectat tu pe mine, mă duc la magazin și am încheiat discuția cu tine! Mă duc eu să iau lucruri pentru piscină și vin! Opa, nu e Albert. Trebuie să mă răzbun eu pe dânsul. Până acasă fac eu un plan. Stați aici că vă prind. De unde ați venit? Opa. Dar ce faci, Marie? Cum și fac? Prin mustele. Tu ai lăsat ușa deschis și au intrat multe. Și m-a luat pe mine, m-a pus de plin. Marie, eu iar am fost la Albert și el iar nu vrei să joaci cu mine. Mă, eu ai atâta să cerșești atenție de la oameni. Dar nu mai cerșesc eu nică. Dar trebuie să-i dau lui o lecție. Antonela, liniștește. Mama data trecută mi-a pedepsit. Da, să mă liniștesc. Am eu un plan de răzbunare. Eu nu mă răzbun. Dacă are piscina așa mare și îți crede așa mare puric din satul ăsta? Mă vai să râd, Antonela. Te-i poșe, mama la anul să ne cumperi și nouă. Of, el scaldă, mă, să ghiloșește, dar eu stau să mă sfoc. Și ce plan ai tu? Hai că te ajut. Să ne ducem să dăm drumul la apă și n-a să ai bune să ghiloșească rechinul. Cum? Să spărgem piscina? Ei, dacă trebuie o spart, dar dăm drumul la apă și ascurcă apă și n-a să aibă apă. O, bună idee! Dar și el să se ghiloșească, dar noi să stăm. Și data trecută îți aduci aminte, el repede ne-a părit. Da, și din cauza lui am fost pedepsit. Las primească și el pedepsit de la părinți să vadă cum-i. Mama ne-a chemat să trăim în grădină. Dar noi repede, Maria, ne-am dus și-am dat drumul la apă și-am venit și mergem Uriană. Da, ești genial, Antonela. Și n-a să ne știe nimeni, noi să fim pe cumin. Hai! Nu mai vin fetele mele la rup Burian. Repede ne capționăm cât nu iai! Cât? Aici am trimis-o eu să alungi muștri, a? Lasă, mai bine fac eu treaba cu dânsele, nu mă enervez. Mâncarea că le place să mănânci, dar la treabă nică. Nu-i nimic! Eu o sparg! Adun cuțit de acasă! Antonela, dar nu și așa râ! Hai să dăm drumul la apă! Așa, Albert, ne-ai părât? Să fii pedepsit și tu! Să vezi cum! Că mama te pedepsit! Fugim! Antonela, dar mama n-a să nică. Și eu retrăiesc dacă află. Dar de unde are să afle mama? Cine a să-i spui? Da. Nimeni nu ne-a văzut. Hai să dormim. Albert,
Ai uitat apa deschisă la robinet? Asta unde e el, a? Parcă era prin o grad. Albert! Și tata! Miros mă scald în piscină. Albert! Și ai dat drumul la apă din piscină! Uf, 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 uf! Se duce apa la vecini! Albert, și asta? Ți-am spus, mâini curăță în piscină, nu azi! Tata, dar eu asta n-am făcut! Cum n-ai făcut? Dar cine a făcut? Da, dar sincer, nu eu am făcut! Albert, nu-mi spune tu mie povești! Tu nu mă crezi, tata, eu minciuni nu spun! Interesant! Dar cine a fost la noi în curte? Privește! Cameră de luat vedere! O, da! Mă duc să mă uit! Opa, opa! Două fete! Ce fete? Nu sunt a vecinilor! E Mărioara și Antonina! Mă duc să mă clarific! Au întrecut măsura! Câtă apă în drum, a? Și la vecini? Vecina! Vecina! Vine, te rog, până la poartă! Oare ce vrei, oare? Oare ce s-a întâmplat? Bună ziua, vecină! Dar ce s-a întâmplat? M-am uitat la mine pe cameră de luat vedere și fetele tale au dat drumul la apă din piscina mea! Precisă e, Antonica! Eu am trimis-o la magazin, dar e nu se lasă de șoate și gata! Vorbește, te rog, cu fetele matale, că ele deja întrec măsura și nu-i frumos. Hai, o zi bună! Maria Antonella, ia veniți încoa la mine, fetelor, voi ați întrecut măsura. Ele dorm. Unde te-am trimis, Antonic, și unde ai ajuns tu? Mam, la magazin, dă-te ghinii, până eu am adus, am cumpărat. Și eu mustri le-am prins, mam, pe tăte. Uite la dânsele. Ele se dau și ele necuminți, fete de pe lume, nu recunosc nică. Tu și să recunoști, mam? Voi v-ați răzbunat pe Albert și ați dat drumul la apă din piscina lui? Și v-a trecut vouă prin minte, eu așa pe voi vă învăț. Și cum atare, mămic? Nu, tot e ghini, mam. Voi nu recunoașteți ce ați făcut și asta încă-i mai grav. Dar n-am făcut noi, mam, nică, mam. Și nu îi dă așa prin cap să facem, noi n-avem piscină, nu știm cum. Cum n-ați făcut dacă vecinul are camere de luat vedere și v-a văzut, pet? Camere de luat vedere? Și cum are? Unde are el? Antonella... Ați rămas fără cuvinte. Dar Dumnezeu că vă vede peste tot, el tot vede. Ia ca frică n-ați avut. De camere repede aveți frică! Da, iartă-ne, mămic! Noi am vrut să ne răzbunăm pe dânsul, mam! El nu v-a primit la piscină, că v-ați comportat urât! Sunteți și mântre și răzbunătoare! Ori-i place lui Dumnezeu și își faceți voi, vă duceți imediat cu Albert și m-am păcat și vă șereți scuze de la vecini! Chiar nu mă duc și nu ne cer scuze deloc! Cum să nu cer scuze? Tu ai făcut și tu să nu cer scuze? Dar și el nu m-a primit! Antonella, lasă tot mândria și hădiem. Te află mama. Hai. Chiar să ne cer scuze.